Bună seara deja, oameni buni și oameni răi, ca să fim echidistanți, political correctness. Am ieșit la o plimbare printre haita de câini de la Philoxenia. Ia uzi. Suntem cu măști, că de a venit masca. A? Obligatorie pe străzi. Vezi că s-a pornit și lumina, nu știam. Lasă, e bine. O avea senzor, mai știi, sau a rămas de data de ultima dată. Și am ieșit la o plimbare în prag de seară să luăm o gură de aer filtrat prin mască și să vedem ce s-a mai lucrat pe faleză în ultima vreme. Șantiere peste tot. Și la lac se lucrează, dacă ați mai văzut. Au început să toarne pe unde s-a putut, trotuare și alte alea. Și între eforii și pe faleză aici, numai că progresul nu e atât de spectaculos. Dar se lucrează. Se toarnă asfalt. Se mai sapă unde e de săpat. Se mai... A, uite, băieții sunt încă la lucru acolo. În partea aia. A, nu știu dacă prinde zoom-ul ăsta. Sunt cu alt telefon acum. Ha, Victorila. Așa că probabil o să fac eu o tură cu bicicleta când va fi cazul. Și lucrarea va fi mai completă. Din ce văd, sunt valuri la mare, deși marea e tăcută și nu se aud așa puternic, nu se auzeau. A, vezi ce valuri sunt acolo? În stânga la debarcadere? Poftim? Se vede acum. E puțin un digul, dar e și lume pe dig, așa că valurile nu mai sunt așa de mari. Pe dig. Bun, că chiar e mai multă lume decât mă așteptam. Sunt ceva valurile. Da, și pe lângă șantiere se face și curat pe faleză. V-am mai zis în clipurile trecute. De la Astoria încolo, faleza aia secundară, cea mai jos, de era închisă. E, o să mergem cu Victor acum. Mergem pe faleza de jos, Victor, da? Faleza de jos? Mm-hmm. Bine. Mergem și pe dig. O, mai mergem până pe dig. Vrei tu pe dig neapărat? Da. Eu vreau să mergem pe faleză ca să vedem cum s-a făcut curat. Cum vă ziceam, e lume pe dic. Cred că telefonul dă zoom mai bine decât dau eu cu ochiul. Apropo, am fost între timp și în vizită la oftalmolog să ne controlăm la ochi, că vedem ca orbeții. Motiv pentru care o să am ochelari de citit doar. Iar de la permanenți și de citit și de distanță. Ceea ce nu e un lucru bun. Da, bine că ne-am dus. Am ajuns în sfârșit. După cum vedeți la debarcader, toate strânse, puse la locul de iernat. Și o să vedem de la Astoria mai încolo care-i treaba cu faleza și curățenia pe faleză.
vom reveni. Deci revenind, iată, aici la posada de eforie, cum se mai zice, s-a deschis gardul pentru că s-a făcut curat. Mă rog, nu chiar în porțiunea asta, de aici începe. Asta o să fie thumbnail, probabil. Zona oarecum periculoasă. Da. Un fel de Valea Oltului în eforie. Ah, sau s-a mutat gardul aici. Victorie, gardul ăla e deschis, mă? E deschis gardul ăla? Gardul e deschis, poți să trec? Cum ai trecut? De când am mai fost pe aici, bă, băieți? Sau se face curat. Și un cablu de curent. Nu știu unde duce ăsta. Vă place mai mult, ca sigur. De mult n-am mai fost pe aici. Ce să vă zic, că mi-aduc aminte când eram copii, atât de tâmpit eram, că săream de pe zidul ăsta, rare ori, când era cât un viscol, săream de pe zidul ăsta în zăpadă, care avea așa la vreun metru, ce să zic, cât sunt pietrele acolo sau poate ceva mai sus, că era viscolită de... Iar aici mi-aduc aminte în colțul ăsta că fusese viscolit așa, că era până sus vârful zăpezii, venea așa ca o în unghi așa. Așa se întâmplase în anul ăla, o singură dată, un singur an am prins. Și înălțimea e la vreo 8 metri, cred că lejer. 7 metri, ceva de gen. Da. Ba, mai aveam alte idei pe ăsta, care era mai puțin înclinat decât celălalt, care era aproape vertical. Să încercăm să ne strimim până sus. Alte idei de copii tâmpiți. De, așa se întâmplă. Și noi ne supravegheați, ca și alții. Ne latră un câine, Victoria, iauzi. Și tu ce ai să-i faci? Nu te ocupi de ei? Ia, te rog frumos. Te rog frumos, ocupă-te. Ne. Ba, da, văd că era crescătorie aici, uite, au ieșit toți. Aha, ca să vezi unde-i cuibul câinilor vagabonzi de pe plajă. Sub umbrela aici. Hai, Victor, lasă că... Ție cred că dacă îți dau și Kalashnikov-ul în mână, îi mângâi cu ei și cu el și atât. Și iată, am ajuns în locul unde începe cu adevărat curățenia. Deci, mizeria e strânsă, măturat. S-a făcut curat și pe faleza asta. Acum bine, până la anul, mai ai timp să se mai adune ceva mizerie, dar nu cât a fost. Da? E lună, da? Te-ai deranjat, mă? Câinii stau aici, deci, vezi? Da, pe acum știm. E, știm. Și ce o să le faci? Păi o să-i alergi pe sub 50 de metri de umbrele. Important e să nu ne alergi ei pe noi. Păi nu ne-au alătrat. Păi, dar ne-au alătrat. Și au arătat colții la noi. Dacă nu mă... să iam acolo, nu mă vedeau. Și așa putea să le trag la mine. A, sunt închit. Nici ei nu ne-au tras una, nici tu nu l-ai tras una. Totul e ok. Și aici, pe delușorul ăsta, s-au tăiat boscheții toți. Bine, chiar și mai în spate. Alt graffiti. Rip, cică rip. Rip faleză, cred că a fost. Și ceva... scurgeri de pământ, alunecări de
pământ de teren. Dar s-a făcut curat. Mă rog, curat, așa. În limitele țării. Nu se poate să te plimbi acum. Nu te mai halesc șorpii. Pe lângă zid pe acolo, ți-ești o cască de protecție ceva. Treci repede. Deci mergi normal, că da. Ați văzut voi român să taie cu flexul să-și pună antifoane? Never ever. Ce? Figuri. Sau ochelari de protecție. Când se duce cu șpanul în ochi la doctor, nu? Și ce face românul când intră șpanul în ochi după ce taie cu flexul? Înjură flexul, nu? Deci, după numărul de saci albaștri, puteți să vă dați seama cam câtă mizerie a fost. Că oricum, încă mai e. S-a luat ce deranja cu adevărat, nu? Tot gunoiul. A, uite și aici alunecă terenul. Asta e dăunător pentru faleză, dacă puteți să vă uitați, că na, rămâne suspendată în aer. Poate se fisurează, poate cedează. Vezi, Victor, cum a curs pământul aici? De la ploi, de la astea, știi? Păi dacă nu, în mod normal, n-ar fi scoate pământul aici. Dar de când am mai mers pe faleza asta, cred că ați prins ideea. Am ajuns și la digul de la Belona. După scările astea undeva, că tot vorbeam de faleză, de sărit în zăpadă, de făcut alte giumbușlucuri. Uite-mă, pe aici după scări încoace undeva mi-a rupt și-o piciorul pe dealul ăsta. Că am fugit de sus în jos, bineînțeles. Și am pus frâna cu piciorul așa, ca în desen animat. Uite, o inimă! Și acolo e o tablă de șah. Aia nu e tablă de șah, e doar o bucată din tablă de șah. Da, o bucată. O inimă, bă, băiatule. Da. Tu degeaba, dacă nu ți s-a arătat Arsenie Boca în trunchiul de copac, n-ai făcut nimic. Arsenie ce? Arsenie Boca. O vești românești nemuritoare, da. Deci pe aici pe undeva m-a rupt eu piciorul când eram copil mai mic. Aveam vreo 12 ani. Dar lăsăm ce a fost nasol în trecut deoparte și ne bucurăm de faptul că, ce să mai, faleza de la Astoria până la Belona, asta prima, e acum curată. Fără multe alte evenimente ieșite din comun. Mă chioresc în zoom-ul ăsta, sper că o să văd mai bine când o să am ochelarii, care deja sunt gata, cică. Trebuie să mă duc să-i ridic. Însă, fiindcă nu sunt gata și aia de lei, așteptăm să nu facem două drumuri pentru același rahat. 40 de kilometri dus întors. Până data viitoare, aveți grijă de voi că s-au umplut pe la ATI. Au băgat 4 suprapuse și la morgă. Așa că s-auzim numai de bine. Tadam!